Am intrat în al 11-lea an, al 12-lea, nu? Am terminat și anul 11. Câteodată ne mirăm și noi cât de longevivi suntem, dar sperăm să mai rezistăm și mai putem și să facem bine, așa cum au făcut și oamenii pe care noi am descris în cartea asta. Sunt zeci de povești, aici sunt doar câteva dintre ele, sunt 21 de povești în carte. Cu siguranță o să găsiți pe placul dumneavoastră și poveștile de suflet începute de Paula cu lacrimi în ochi. O să și zâmbiți la dumele lui Alex. O să vedeți modele nu doar de oameni care ajută comunitatea, ci de oameni care construiesc în comunitate. Pentru că e foarte important ca să vedem că în ăștia 30 de ani s-a și construit și rămâne ceva, nu doar lucrurile negative și chiar dacă suntem chiar într-o zi de alegeri, sper că ați și votat, sau mergeți la vot după, sperăm că lucrurile se îndreaptă în direcția cea bună, iar modelele astea de oameni sunt cele care ne ghidează și ne pot inspira. Eu am scris despre fondatorul Festivalului de Film de la Cluj, am vorbit în cartea mea despre cel care, în capitolul meu despre cel care a făcut cel mai mare eveniment ecvestru din Estul Europei. Am o poveste despre o fotografă tânără care e o fotografă de fashion și te-ai mirat să vezi că o găsești prin periferia Clujului adunând oameni fără adăpost, Raluca Ciornea. Sunt povești care cu siguranță o să vă placă.